Bună vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Cu pași repede ne îndreptăm spre sărbătorile prilejuite de intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim și învierea Domnului Isus Hristos. Unii creștini deja în alte țări deja au sărbătorit intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim dar noi suntem aproape foarte aproape de această sărbătoare de aceea în seara aceasta nu puteam să alegem o altă temă decât această temă legată de sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Sperăm că toți veți fi în bisericile dumneavoastră cu, această, cu ocazia acestei sărbători, dar în pregătirea acestei sărbători dorim să vă aducem și noi câteva adevăruri pentru dumneavoastră, pentru noi toți. În seara aceasta discut cu pastorul Ruben Ologianu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, de fiecare dată cu plăcere. Sunteți pastor la Biserica Philadelphia din București. Și ați mina de curând doctorat în teologie. Cu ce temă? O temă care nu are neapărat legătură cu subiectul pe care urmează să-l discutăm în ziua aceasta, în seara aceasta, dar are legătură cu viața creștină, și anume botezul, percepția botezului în comunitățile creștine din România, felul în care este el făcut, felul în care este înțeles și care sunt particularitățile acestui act de intrare a credinciosului în Biserica lui Hristos și de mărturie publică. Deci avem un subiect pe care trebuie să-l discutăm în viitor neapărat pe baza acestei cercetări pe care ați realizat-o. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este relatată în Evanghelie. Câți dintre evangeliști vorbesc despre lucrul acesta? Este o întrebare foarte interesantă și spre deosebire de alte evenimente care uh, nu sunt relatate de, de către toți evangeliștii, de data aceasta intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim apare în toate relatările Evangheliei. Mă gândesc, de exemplu, la nașterea Domnului Iisus Hristos care nu apare în toate evangeliile. Uh, mă gândesc la botezul Domnului Iisus Hristos care nu este reflectat așa cum ne-am fi așteptat. În schimb, însă, ultima săptămână din viața Domnului Isus Hristos ocupă porțiuni semnificative în toate evangheliile. Au avut evangeliștii, autorii cărților pe care noi le citim astăzi în Noul Testament au avut mare grijă ca Evangheliile să redea cu fidelitate această ultimă săptămână din viața Domnului Iisus Hristos și de asemenea învierea. Răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră este că intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim apare în toate cele patru Evanghelii. Asta arată importanța Evenimentului, cred, și cumva și importanța acestei săptămâni în care intrăm. În mod cert, repet, dacă ne uităm încă o dată la porțiunea de text care este alocată specific pentru acest eveniment, raportul este unul foarte favorabil. Intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim și a Săptămânii Mari pe care o înțelegem noi. Și vreau să fac o mică paranteză. Gândiți-vă, vă rog frumos, la faptul că uh, Evangheliile au fost scrise pe papirus, unele pe pergament, iar uh, la vremea respectivă nu erau materiale extrem de ieftine, greu de procurat, erau scumpe. Iar cei care, autorii evangelilor, evangheliștii, au considerat că merită ca această ultimă săptămână și învierea Domnului Iisus Hristos trebuie să ocupe o proporție foarte mare din, din text. Deci nu au făcut economie de material. Pentru noi astăzi este simplu. Aproape oricine poate să scrie o carte, nu este foarte constrâns de materialul pe care scrie anume de hârtie, nu este ceva foarte scump, cred eu, însă nu așa au stat lucrurile în primul secol. Deci consider că această ultimă săptămână din viața Domnului Iisus Hristos este un eveniment, este o relatare extrem de importantă. Așa o înțeleg în momentul acesta. Patru evangeliști. Și patru perspective cu privire la eveniment. Cum privește fiecare evanghelist, dacă am putea să-i luăm pe rând, Uh, și să spunem câte ceva despre viziunea, înțelegerea evangelistului uh, despre cu privire la uh, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Aici intervine și nuanța sau personalitatea fiecăruia dintre evangeliști. Cred, ca și dumneavoastră, ca și telespectatorii, că Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu, se află sub inspirația Duhului Sfânt, dar mai cred că, în, în cadrul acestei cărți, pe care noi o considerăm cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, există și o dimensiune personală și, așa cum foarte bine ați subliniat, fiecare evanghelist are particularitățile lui. De, de exemplu, pentru Matei, Intrarea în Ierusalim este prezentată cu Isus Hristos ca fiind Rege. Și sunt acolo câțiva termeni care ne ajută să înțelegem ce vreau să spun. De exemplu, dacă ne uităm, o să observăm în Evanghelia după Matei că. Intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim sau evenimentul acesta care stârnește mulțimile și le face să fie exuberante, are loc înainte de fapt de intrarea în Ierusalim. Vă rog să vă uitați în capitol, la sfârșitul capitolului 20, în Matei 20, versetul 29, versetul 30 și 1. Uh, ni se spune acolo că era o gloată, o gloată care îl însoțea pe Domnul Isus Hristos. El uh, avea cumva o audiență, o mulțime de oameni care îl urmau pe unde, pe unde mergea. Și autorul Evangheliei după Matei, Matei uh, folosește acolo un termen care este tradus drept gloată. Uh -huh. uh, nu intrăm în detalii foarte tehnice. În schimb, în capitolul 21, gloata aceea devine, dacă ne uităm puțin la versetul 8, la noi, în versiunea Cornelescu, este norod, dar e de fapt o mulțime foarte mare de oameni. Uh -huh. Și toți acești oameni îl așteptau pe Domnul Isus Hristos la intrarea în Ierusalim, chiar la, la, la porțile cetății. Abia, abia de la versetul 10 în Evanghelia după Matei, capitolul 21, abia de la versetul 10 Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim. Și acolo sunt două mulțimi. S-ar putea să fim surprinși. eu am stat și m-am uitat și am disecat puțin mai mult textul și am văzut că, de fapt, în prima parte, era o mulțime entuziastă de oameni care l-aclamau pe Domnul Iisus Hristos și au pus hainele pe jos cu ramuri de finic, așa cum, cum stăm, dar Matei este foarte nuanțat. Și în versetul 10... Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim. Chiar aș vrea să citesc. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Deja este alt public. Și publicul acesta este mult mai reticent. Nu mai este așa entuziasmat. Și încep să se întrebe, dar cine este acesta? Ce se întâmplă aici? Care sunt lucrurile care se desfășoară sub ochii noștri? Și norodul, noroadele, cele care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos, îi fac prezentarea. Este Isus din Nazaret, n-ați auzit de el, el este un om foarte cunoscut. Deci Domnul Iisus Hristos este aclamat ca Mesia de către mulțimile care îl însoțeau, în prima parte. Deci avem o gloată care vine din Ierihon cu Domnul Iisus Hristos pe drum, avem norodul în terminologia evanghelistului Matei care îl așteaptă acolo și avem cetatea pusă în mișcare care de fapt sunt locuitorii din Ierusalim la care uh, uh, această gloată norod în care îl însoțesc pe Domnul Isus Hristos trebuie să îi facă cumva prezentarea. Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundea norodul. Cred că este o observație foarte, foarte corectă. Uh, ba mai mult, aș merge mai departe. La un moment dat, mulțimile acestea două uh, încep să se contopească cumva. I avem pe cei entuziaști care îl primesc pe Domnul Isus Hristos cu bucurie și de altfel sărbătoarea florilor sau a intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim este o sărbătoare a bucuriei pentru norade și pentru mulțimi. Uh, și pe măsură ce uh, aceste două mulțimi intră în contact, încep să se vadă diferite nuanțe. Nuanțe pe care le-am subliniat la început. Unii foarte entuziasmați, ceilalți mult mai reticenți. Gândiți-vă că în Ierusalim, în perioada respectivă, erau... Uh, dacă ar fi să ne luăm după Iosif Flavius, istoricul evreu, 2.700.000 de locuitori. Acum eu sunt reticent la cifrele astea. El este uh, Iosif Flavius are darul acesta de a mai uh, pune lucrurile într un stil mai triumfalist. Dar uh, oricum este în mod cert o mulțime de oameni care era acolo, care încep să se întrebe ce se întâmplă și care îl primesc pe Domnul Isus Hristos cu, cu entuziasm. Și ca un light motiv în toate cele patru Evanghelii, apare urarea aceasta sau salutul acesta binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului, în toate cele, cele patru Evanghelii. Și aici mai este un lucru interesant. Oamenii încep să-l asocieze pe Domnul Isus Hristos cu Mesia aceasta este o trimitere directă la mesianitatea Domnului Iisus Hristos. Anterior, Domnul Iisus le interzisese ucenicilor să îl numească Mesia. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos nu mai zice nimic și îi lasă să-l aclame ca Mesia. Încă suntem în Evanghelia după Matei. Deci, Uh, intrarea Domnului Isus ca împărat. Uh, aceasta ar fi uh, viziunea pe care o are Matei. Ce ne spune doctorul Luca? Uh, Marcu, pardon, înainte de doctorul Luca, Marcu, evanghelistul uh, Marcu. Marcu este ceva mai succint. și cercetătorii Noului Testament sunt de părere că Marcu este puțin mai succint pentru că el scrie cumva la îndemnul apostolului Petru. El este ucenicul lui Petru și cumva sintetizează învățătura pe care Petru o dă. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim o găsim în Evanghelia după Marcu la capitolul 11. Primele 11 versete. Este și ușor de reținut. Marcu 11 de la 1 la 11. Uh, el descrie și el evenimentul, apare uh, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, apare lait motivul acesta, apar mulțimile care l-aclamea uh, pe Domnul Iisus Hristos, uh, apare uh, strigătul acesta de bun venit, apar ramurile de finic și uh, toată suita uh, aceea. Uh, practic, Marcu se înscrie în aceeași linie. Și sunt cercetători ai Noului Testament care spun că, de fapt, Marcu este cel care a și dat direcția. El este sursa primară și pentru Matei și pentru Luca și evangeliștii Matei și Luca dezvoltă ideile lui, lui Marcu. Dar Evanghelia după Marcu este foarte succintă, foarte clară și cât se poate de directă. Și în ce fel este privit aici Domnul Iisus Hristos în viziunea lui Marcu în intrarea în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos intră, nu mai este în înțelegerea mea, nu mai este atât de puternic caracterul regal al Domnului Iisus Hristos. El intră ca o persoană foarte cunoscută, o persoană care a făcuse minuni, o persoană care a avut un impact, vine din Betania, cu puțin timp în urmă, tocmai citim în Evanghelia pe Ioan că îl înviase și pe Lazar, avea oarecare notorietate. Dar, în înțelegerea mea, caracterul mesianic, sau nu neapărat mesianic, ci caracterul de împărat nu mai este atât de pregnant la Marcu și nici la ceilalți evangeliști. Cel mai pregnant îl văd la Matei care subliniază cum Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, cum mulțimile se închină înaintea Lui și fac uh, lucrurile acestea care uh, ne ajută să înțelegem uh, lucrurile așa. Evident, s-ar putea ca cineva să vadă și în Marcu, și în Luca, și în Ioan uh, caracterul regal al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Uh, doctorul Luca, cum uh, vede intrarea în uh, Ierusalim, a, a Domnului Iisus Hristos și o avem a, relatată. În a, Evanghelia după Luca a, este un element interesant, trecând peste ceea ce am amintit până acum, a, peste acele elemente generale, o sana, cel ce vine în numele Domnului și primirea pe care o face, la a, Evanghelia după, în Evanghelia după Luca, el este mult mai aplicat spre detaliu. Și există acolo un detaliu foarte interesant. Când Domnul Iisus Hristos își trimite ucenicii să-i aducă mijlocul de transport, măgărușul, care la Matei, apropo, la Matei erau două animale, la ceilalți evangeliști unul singur, Luca spune în felul următor, când vă vor întreba proprietarii animalelor, de ce luați, se spuneți că Domnul are trebuință de el, aproximativ. Aici apare o formă de plural. Nu mai este proprietarul animalului, ci proprietarii animalului. Se pare că era un, era un context. Unii încearcă să sugereze că. Domnul Iisus Hristos avea conexiuni undeva foarte suspuse oamenii de acolo erau foarte bogați și dădeau din prisosul lor, pentru ei nu era o mare problemă să împrumute măgărușul acesta, nu și făceau grijuri dacă măgărușul se va mai întoarce înapoi sau nu. Luca ne dă un detaliu foarte interesant și spune proprietarii uh, măgarului în Luca 19 32-34 găsim textul acesta uh -huh. îi menționează Faptul că un animal de povară, un animal pe care ei îl foloseau în viața de zi cu zi, este împărțit între doi proprietari, ne duce cu ideea că uh, cei la care Domnul Iisus Hristos uh, apelează pentru animal de povară nu erau foarte înstăriți, nu își puteau permite. Să țină un animal de genul acesta. Deci, erau coproprietari pe magar. Erau coproprietari, mulțumesc, este un termen juridic. Uh, voiam să folosesc termenul, era shared, <gântu -i> împărțit între ei, dar erau coproprietari. Uh, Domnul Iisus Cristos a avut în preajma lui persoane care, cred eu, nu erau tot timpul din sau nu erau preponderent din clasa de sus a societății ci el s-a uitat spre uh, cei care erau nebăgați în seamă, cei care erau săraci și anturajul în care el se învârte uh, poate fi și unul de genul acesta. Mi se pare interesant că Luca insistă pe această uh, relație a Domnului Iisus Hristos sau acest dialog dintre uh, cu uh, stăpânii uh, măgărușului uh, și că dă o, un spațiu destul de destul în relatarea lui cu privire la aducerea acestui măgăruș, faptul că ei au întrebat pe cei care au fost trimiși să se ducă să aducă măgărușul legat de aspectul acesta. Alte aspecte, Luca, care pot fi menționate despre relatarea lui Luca? Aici îl vedem pe Domnul Iisus Hristos plângând pentru cetate. Se uită, plânge, vede cetatea, vede starea în care este în momentul în care el e acolo, entuziasmul celor din, din cetate, bucuria lor și exuberanța lor, fără să știe niciunul dintre cei care au în cetate ceea ce urmează. Și nu este greu de făcut conexiuni cu motivul pentru care Domnul Iisus Hristos plânge și ceea ce se întâmplă în jurul anului 70 cu Ierusalimul. Este practic ras de pe fața Pământului, nu mai rămâne exact ca în cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu mai rămâne piatră pe, pe piatră. Chiar aș vrea astăzi să precizez un mic amănunt legat de un aspect foarte interesant pe care îl vedem așa în jurul nostru când oamenii spun veniți, mergem în Ierusalim, să mergem pe unde a mers Domnul Isus Hristos prin locurile pe care El a mers. Este frumos, doar că trebuie să știm că romanii când au nimicit Ierusalimul l-au ras de pe fața pământului și l-au arat literalmente. Deci ceea ce avem noi acum sunt reconstrucții fidele în mod evident, dar Ierusalimul a fost ras de pe fața pământului și a rat, pur și simplu. De asta spune Domnul Iisus Hristos că nu va mai rămâne piatră pe piatră. Lucru care s-a întâmplat literalmente. Deci, cu alte cuvinte, Luca nu surprinde doar starea de spirit a mulțimii, a celor care erau în jurul Domnului Iisus Hristos, ci și starea de spirit a Domnului Iisus Hristos cu perspectiva lui cu privire la uh, eveniment și la intrarea în Ierusalim. Ceea ce uh, ceilalți evangheliști nu văd să facă lucrul acesta. Da, cred că este o perspectivă mult mai extinsă. Uh, Domnul Iisus Hristos plânge imediat pentru realitatea imediată, dacă pot să zic așa, și realitatea imediată este cea pe care o descriu uh, o mulțime pregătită pentru sărbătoare, adunată acolo la praznic, să sărbătorească, să împlinească legea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se uită puțin mai departe, se uită la dimensiunea spirituală, vede că ceea ce se întâmplă acolo este cumva Uh, un contrast evident între adevărata spiritualitate sau între spiritualitate și uh, acțiunile fizice care au loc acolo și, uh, mai mult decât atât, se uită la ceea ce urmează, dincolo de, de răstignire, urmează o săptămână cumplită, uh, se uită dincolo de răstignire, se uită dincolo de înviere și vede în istorie ceea ce și spune de altfel. Uh, și Cred că asta este un alt motiv pentru care Domnul Iisus plânge. Plânge pentru că vede uh, dezinteresul oamenilor, plânge pentru că vede uh, lipsa de spiritualitate și păcat și plânge și pentru ceea ce se va întâmpla fizic peste mai puțin de jumătate de secol. Vom reveni să discutăm mai pe larg despre bucurie, entuziasmul din această sărbătoare și despre lacrimi. Sărbătoarea florilor între bucurie și a, lacrimi. Dar vă propun să mergem și la evanghelistul Ioan, cel iubit de Domnul Iisus Hristos și pe toți i-a iubit, dar în mod special ucenicul iubirii denumit în Evanghelie. Da, Ioan este și iubit de Domnul Iisus Hristos și Destul de modest în înțelegerea mea. El nu se numește pe sine că ar fi acela, doar spune că era ucenicul pe care îl iubea Isus. Evanghelia după Ioan alocă aproximativ jumătate din Evanghelie pentru această parte din viața Domnului Isus Hristos. Găsim intrarea în Ierusalim. Intrarea triunfală în Ierusalim, în Ioan, capitolul 12, de la versetul 12 la 19. Ea este, trece și dincolo de versetul 19, doar că specific sunt doar aceste șapte versete. Și Ioan are grijă să spună uh, cititorilor săi un lucru pe care îl mai face și cu alte ocazii. Uh, Uitați-vă, vă rog, în versetul 16, nu vreau să greșesc. Uh, Ioan spune acolo că ucenicii nu înțelegeau ce, ce se întâmplă. Chiar așa spune, citesc din Ioan 12 cu 16. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise. Despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Ioan se detașează cumva de eveniment, el este și el printre ucenici, a fost și el acolo, unul dintre martorii oculari. Care descriu evenimentul, dar spune: Noi nu prea am înțeles ce s-a întâmplat atunci. Abia după ce Isus Hristos este înviat, abia după ce uh, ni se ia uh, păcla aceasta de pe ochi, abia atunci reușim să înțelegem ce s-a întâmplat. Privind doar retrospectiv, la momentul. Uh, Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim ni s-a părut un eveniment extraordinar să fie aclamat de mulțimea aceea de oameni cu, și primit cu rale și cu ropote de aplauze, cum ar fi în zilele noastre, nu este chiar un lucru simplu. Uh, și versetul 17 și 18, uh, iarăși o particularitate care apare la Ioan, ne oferă o idee cu privire la popularitatea Domnului Isus Hristos, ceea ce spuneam anterior. Cine erau cei care îl aclamau pe Domnul Isus Hristos? Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus când îl chemase pe Lazar din morți, din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul, iarăși acea mulțime mai mare decât gloata, norodul, începe să îl aclame norodul, I a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Oamenii vin, aud ce se întâmplă. Ioan ne spune că acesta este unul dintre motivele pentru care mulțimea îl aclamă pe Domnul Iisus Hristos. Tocmai au despre învierea lui Lazar, un eveniment nemai auzit până atunci, nemai văzut. Și asta i-a crescut popularitatea Domnului Isus Hristos și în același timp a crescut și invidia fariseilor și a cărturarilor pentru că următorul verset spune uh, noi nu avem nimic de câștigat de pe urma acestei uh, întâlniri. Uh, noi ba mai mult avem chiar de pierdut. Și apoi mai este un uh, eveniment care ne ajută să înțelegem lucrurile în context. De la versetul 20 spuneam anterior până la 26 Uh, ni se dau câteva informații de context cu privire la oamenii care erau în Ierusalim. Și citiți în uh, Ioan 12 cu 20 despre niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine și ei la praznic, au încercat să se apropie de Domnul Iisus Hristos. Nu Acum, și prozeliții cumva? Uh, probabil prozeliți sau probabil... Uh, S-ar putea ca acesta să fie un termen nu neapărat Uh, foarte precis în sensul că ei chiar erau de naționalitate grecea, greacă. Uh, poate fi un termen care să indice faptul că erau dintre uh, neiudei, dintre străini. S-ar putea să fie un eufemism, o formă de a spune că ei erau străini uh, cei uh -huh. care s-au uh, apropiat. Și grecii erau considerați un popor civilizat, un popor elegant, deci nu, nu, puteau, nu, erau jigniți în niciun fel dacă li se spunea greci. Era o formă de a li se spune că sunt non-iudei. S-au apropiat de Domnul Hristos, de ucenicii Domnului Iisus Hristos și încearcă să ajungă în prezența Lui. Ioan doar sugerează, doar dă da așa niște indicii eu personal cred că s-au apropiat de Domnul Isus, au reușit să intre în contact cu El. De altfel, acesta este și felul lui Ioan de a scrie. El nu este tot timpul foarte direct. Dacă vă aduceți aminte și facem așa o foarte scurtă călătorie prin Evanghelia lui Ioan, gândiți-vă că la început el își începe Evanghelia, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, Uh, și nu spune foarte direct uh, lucrurile. Așa ne lasă puțin uh, și aici și în suspans și zice că au încercat niște greci, sau au dus, au ajuns la ucenici și se oprește. Și ucenicii vin și îi spun Domnului Iisus Hristos. Dar nu știm dacă au ajuns literalmente, efectiv, în prezența Domnului Iisus Hristos sau nu. Speculez și a spune că da. Uh, acest lucru cred că este și un mesaj cumva de speranță pentru că intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim nu a fost doar pentru evrei, nu sunt doar evrei acolo, ci cumva găsim aici o picătură dintre neamuri, care, într-un fel, ne aduce și nouă speranța că, inclusiv, evenimentul acesta nou s-a rezumat doar pentru evrei și și neamurile au căutat să-l vadă pe Isus. Cândiți-vă că între ucenicii Domnului Iisus Hristos era și unul așa mai naționalist, cel puțin după poreclă, nu? Mm -hmm. Simon Zelotul. Evreii, de felul lor, erau foarte naționaliști. Și naționalismul ăsta, sau excepționalismul, adică noi suntem mai buni decât celelalte popoare, este, așa cum bine ați sesizat, cumva dezamorsat de către Ioan. Pentru că el spune că, într-adevăr, sunt și alți oameni care erau acolo în preajma Domnului Isus Hristos. Nu erau doar iudei. Uh -huh. uh, și da, ne deschide posibilitatea să ne apropiem și noi de Dumnezeu. De altfel, pentru asta a venit Domnul Isus Hristos. Ca omenirea, indiferent de culoarea pielii, indiferent de rasă, să se apropie de Domnul Iisus Hristos și să, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Apocalipsa, Ioan vede mulțimi din ce neamuri? Din neamul evreu? Nu. Din toate neamurile, de orice seminție, din orice norod. Uh, mulțumesc pentru această trecere în revistă a ceea ce spun evangheliștii. Ar vrea să vă propun să ne oprim puțin la entuziasmul lor a la bucuria acestor oameni care erau acolo cu Domnul Isus Hristos la intrare în Ierusalim. Și o întrebare care ne vine nouă în minte și cred că celor care ne ascultă, de ce acest entuziasm, până la urmă, de ce această sărbătoare, de ce acest entuziasm, ce, uh, îi, ce îi determina pe oamenii aceștia să fie atât de plini de entuziasm atunci când Isus intră în Ierusalim? Ei au făcut cumva evenimentul, l-a făcut Isus, ei au făcut evenimentul, cine sunt autorii, care este entuziasmul ăsta din spate, motivul. Eu aș zice că evenimentul l-a făcut, -a făcut Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin profeți, pentru că și Matei și Ioan ne spun că lucrurile astea nu s-au întâmplat N-au avut loc pur și simplu, ci ele s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce ne spune prorocul. Deci cred că, pe de o parte, evenimentul este făcut de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin profeți care au prevăzut evenimentul. Apoi, mai este un aspect, și anume entuziasmul mulțimilor. Ce motivează mulțimile să fie atât de entuziasmate? Uh, în termenii noștri, era o persoană care era celebră și era în mijlocul lor. Pentru ascultătorii noștri mai tineri sau telespectatorii mai tineri, Domnul Iisus Hristos era un influencer. Permiteți-mi să folosesc <laughs> cuvântul acesta. Uh, Mi-aduc aminte că la o întâlnire ca biserici am folosit termenul acesta, tinerii s-au luminat la față, iar la sfârșitul programului o soră născută ceva mai devreme ca mine m-a întrebat ce este acela un influencer. Domnul Iisus Hristos, din punctul ăsta de vedere, era, dacă îmi permiteți, cu respectul de rigoare, un influencer. Și oamenii vedeau o personalitate care a coborât în mijlocul lor. Nu aveau ocazia oricând să vadă o personalitate și mai ales detalia Domnului Iisus Hristos. Consulul roman sau guvernatorul, când ieșea în mijlocul poporului, era înconjurat de gărzile pretoriene, era înconjurat de soldați, chiar și la templu era o garnizoană, dacă sunteți curioși să, să aflați mai multe detalii. Ei tot timpul erau cumva, ieșeau cu mare pompă. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos vine și se apropie de popor, vine se apropie de cei simpli și le dă posibilitatea să intre în contact cu El. Și asta îi entuziasmează în înțelegerea mea. Și este un motiv de bucurie. Un alt motiv, cred că este și conjunctura în care se aflau ne aflăm în preajma sărbătorilor pascale. Și toți oamenii veniseră, sau majoritatea oamenilor veniseră în Ierusalim cu un scop. De a împlini legea lui Dumnezeu, de a se curăți, de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Iar motivul pentru care ei se apropie de Domnul Isus Hristos este pentru că îl considerau un profet, un mare profet cineva foarte cunoscut care îi poate duce mai aproape de Dumnezeu. Și asta cred că este un alt motiv al entuziasmului. Aș face o altă analogie, dacă vreți, am auzit-o mai de mult, mi s-a părut uh, interesantă, și anume că sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și în învierea sunt ca un, o sărbătoare de tip sandwich ai la început și la sfârșit foarte multă bucurie. Ai prima dată intrarea Domnului Iisus în Ierusalim cu entuziasm și apoi ai la sfârșit învierea care generează la rândul ei bucurie. Doar că între aceste două evenimente se întâmplă că Domnul Iisus Hristos plânge, este bătut, este scuipat, este judecat, este condamnat, răstignit, pus în mormânt și după trei zile înviază. Din ceea ce a spus, se pare că bucuria lor nu avea rațiuni foarte profunde, să spun așa, și nu, nici nu era o bucurie ancorată foarte mult în, într-o înțelegere uh, clară a Vechiului Testament, ci mai mult o chestiune circumstanțială. Preponderent circumstanțială, da. Da. De ce n-a durat bucuria asta? Pentru că deja ați spus, asistăm la o săptămână de tip sandwich, bucurie la început, bucurie la sfârșit, dar totuși vine momentul în care mulțimea, nu știm dacă exact, exact, toți aceștia au cerut răstignește De ce n-a durat în timp această bucurie? Consider că, entuziasm. consider că o bucurie de genul acesta, o bucurie circumstanțială care depinde de uh, lucrurile care sunt în preajma noastră, de uh, ceea ce avem, de aprecierea oamenilor, o bucurie de genul acesta nu are cum să dureze. Uh, noi ca oameni ne aflăm într-o continuă zbatere și sentimentele noastre sunt adesea, nu sunt tot timpul liniare, cum ne-ar plăcea să credem, sau ascendente, aflate așa într-o direcție ascendentă. Uneori suntem ca într-o sinusoidă, cu urcușuri, cu coborâșuri, oamenii ne fiind foarte ancorați în realitățile spirituale ale vremii, Uh, au mers în aceeași direcție cu mulțimile. Se întâmplă uneori să fim prinși, cei care uh, circulăm cu metroul la ore de vârf, uh, mi s-a întâmplat lucrul acesta, uh, să fiu luat împreună cu toată mulțimea și să merg într-o direcție contrară. Și uh -huh. a trebuit să merg circa 50-100 de metri până am reușit cumva să ies din... Uh, mulțimea aceea și să merg în direcția în care am vrut. Sunt lucruri care se întâmplă așa, cred că s-a întâmplat și în vremurile Domnului Isus Hristos. Posibil ca unii dintre cei de acolo să fi fost luați de val. Posibil ca ei să nu fi fost foarte ancorați spiritual posibil ca ei să-și să fi schimbat acea atitudine și datorită uh, influenței negative a cărturarilor, a fariseilor, a celor care uh, căutau cu orice preț să-L uh, submineze pe Domnul Isus Hristos. Și vreau să vă spun că Domnul Isus Hristos, uh, atunci când uh, acceptă ca oamenii să-L aclame ca mulțimea, cred că există o dimensiune a acceptării Domnului Iisus Hristos a acestor aclamații, cred că există o dimensiune care privește fix aceste lucruri. Știa ce urmează și știa că urmează confruntări foarte serioase. Iar oamenii trebuiau să știe că se confruntă împărăția lui Dumnezeu cu împărăția Întunericului și i-a lăsat cumva pe, pe oameni să-L aclame, să spună binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Asta este o trimitere la Mesia. Și oamenii îl așteptau pe Mesia și Domnul Iisus Hristos îi lasă. Îi lasă să spună cu gura lor lucrul acesta. Doar că, așa cum remarcați și așa cum citim și în Evanghelii, declarația asta nu coincide neapărat cu realitatea din inimile lor. Și bucuria atunci se schimbă. Sau starea se schimbă. Se întâmplă exact același lucru și în zilele noastre. Dacă bucuria mea, dacă relația mea cu Domnul este doar circumstanțială, pentru că merge bine sau pentru că sunt sănătos sau pentru că merg afacerile, s-ar putea ca la un moment dat, când lucrurile nu mai sunt atât de roze, și am întâlnit și cazuri de genul acesta, uh, să persoana respectivă să se îndepărteze ușor, ușor de Dumnezeu. N-aș prețui foarte mult o uh, relație față de Dumnezeu bazată pe circunstanțe. Unii spun și despre așteptări neîmplinite, ca fiind uh, uh, rațiunea pentru care această mulțime și-a schimbat foarte repede... Uh, proclamația, proclamarea, strigătul de la Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, la răstignește-l. Și ce părere aveți de lucru acesta? Probabil că există și o dimensiune mesianic-agresivă pe care o așteptau oamenii. Poporul evreu era sub stăpânire roman. Aveau guvernator roman respectau legislația romană, vom vedea, dacă vreți, în faptele apostolilor, că uneori legislația aceasta romană a fost utilă și bună. Și Pavel a avut, s-a folosit de ea uneori. Dar evreilor, evreilor, le era impusă pacea aceasta romană și legea romană pe care ei trebuiau să o accepte. Ori, în mintea lor, Gândeau despre romani ca, ca fiind o armată de ocupație acolo. Ei nu aveau ce căuta. Aveau garnizoană inclusiv în Templu. În curtea templului era o garnizoană romană și uh, evrei nu se împăcau cu lucrurile acestea foarte, foarte ușor. Și atunci, așteptarea lor, probabil că a fost și de genul acesta: să facem cumva să uh, răsturnăm toată orânduirea romană, să facem cumva să uh, scăpăm de toată această orânduire. și domnul Isus Hristos le spune știți împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu de fapt n-am venit să stau pe pe un tron aici. Eu sunt un rege. Eu sunt un împărat. Așa reiese din discuția ulterioară pe care o are când este judecat. Eu sunt un rege, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Împărăția mea are mai degrabă o dimensiune spirituală. Și când oamenii încep să proceseze lucrul acesta, așteptările lor imediate nu sunt împlinite, așa cum ați spus, atunci se desumflă și spun, a, păi noi ne așteptam la altceva, mai coincid așteptările noastre. Și atunci spun, practic, noi nu mai avem nevoie de acest personaj. Deci noi avem nevoie de un Mesia după așteptările noastre, nu după modelul pe care Hristos l-a chipat în această săptămână a pătrimirii. Dacă ar fi să mergem la polul opus, ne-am uitat la entuziasmul lor, la bucuria aceasta care o găsim în sărbătoare, sunt și lacrimi acolo, după cum spuneați. Iisus plânge pentru Ierusalim. De ce vede Iisus lucrurile diferit față de deci, cum le vedeau cum le vedea mulțimea? Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu și îl poate vedea dincolo de ceea ce vedem noi oamenii. Uh, noi ne lovim de barierele acestea fizice și privim uh, la lucrurile exterioare care izbește privirea. Uh, ne uităm la lucruri care izbesc uh, ochiul și ne farmecă și spunem, wow, aceasta așa ar trebui să stea lucrurile. Dar Domnul Iisus Hristos privește dincolo de realitățile acestea fizice și vede uh, putreziciunea din inima lor, vede uh, superficialitate, vede uh, dorința despre care am spus de a răsturna o rânduiri politice. Uh, și atunci el a venit ca să ne ierte de păcate. Domnul Isus Hristos, lucrarea Domnului Iisus Hristos în principal uh, a fost pentru uh, a avut o dimensiune spirituală. E adevărat, a avut și o dimensiune socială în care au fost vindecați oameni bolnavi, au fost eliberați cei care erau stăpâniți de duhuri necurate, dar principala lui preocupare era de natură spirituală. Și probabil că dacă tot suntem în săptămâna aceasta, cred că Domnul Isus Hristos ar continua să plângă și astăzi dacă s-ar uita la mulți dintre noi, pentru că Uneori uităm că sărbătoarea intrării în Ierusalim, sărbătoarea învierii Domnului SUS Hristos, nu este neapărat despre dimensiunea aceasta materială, ci este mai degrabă despre dimensiunea spirituală. Hristos a venit să ne împace, să-l împace pe om cu Dumnezeu. Nu doar ca să ne simțim bine în familie. Există o tendință de genul acesta, sărbătorile pascale le petrecem în mijlocul familiei și ne bucurăm. Este foarte frumos și este plăcut să facem lucrurile acesta. Dar sărbătorile pascale sunt despre înviere, despre răscumpărare, despre pasul pe care Dumnezeu îl face spre om, pentru că în alte condiții n-ar mai fi fost uh, uh, posibil. Ca atare, Domnul Iisus Hristos, cred că și din cauza aceasta plânge. Plânge văzând... Starea deplorabilă din punct de vedere spiritual a omenirii. Uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Uh, ne apropiem de încheiere și ar vrea să vă întreb: uh, care ar fi câteva lecții, concluzii pe care noi, astăzi, cei care sărbătorim, uh, privim de departe evenimentul acesta, dar pentru noi rămân uh, lecțiile acestui eveniment, lecții spirituale. Uh, și, și noi suntem uh, într-o vreme în care sunt și lacrimi, sunt și bucurii, uh, vremuri de război, situații diverse, care ar fi câteva lecții pe care am putea să le învățăm din, din acest eveniment. O primă lecție pe care aș învăța-o din uh, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este... <coughs> Aceea că avem o chemare de a proclama un mesaj, de a spune ce se întâmplă, de a le spune oamenilor că Mesia a venit, Mesia este pe pământ. Mesia a venit uh, pentru noi și pentru mântuirea noastră. Este uh, prima lecție pe care aș spune-o. Iar Domnul Iisus Hristos a făcut lucrurile acesta în mod specific. Ni se spune în Evanghelie că El și a îndreptat privirea hotărât și a mers spre Ierusalim știind ce l-așteaptă. Mesia a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru noi și a noastră mântuire. Apoi, aș mai uh, supra de asemenea uh, faptul că uh, nu ar trebui să avem o credință circumstanțială, o credință care este fundamentată doar pe ce am, ce primesc uh, și care sunt lucrurile care mă avantajează dintr-un anumit punct de vedere. Apoi aș mai accentua din nou uh, cu riscul de a mă repeta faptul că săptămâna în care intrăm, săptămâna mare, este despre jerfă, despre suferință, despre înviere și despre uh, faptul că Dumnezeu se apropie de oameni. Am văzut în urmă cu mai mulți ani uh, un tablou foarte interesant nu mai rețin autorul, dar era o imagine pentru cei care sunt familiarizați oarecum cu arta. O, existau niște similitudini cu ale unui pictor celebru, Chagall se numește, și era vorba despre uh, un tablou în care Hristos era răstignit în zilele noastre. Și aveam un. Avea, exista un crucifix, era marginea unui oraș, la ieșirea dintr-un oraș. Hristos răstignit pe cruce, așa cum îl vedem reprezentat în iconografia creștină. Doar că mai era un lucru foarte interesant: pe lângă el treceau oameni îmbrăcați în costum, la servietă, cu servietă în mână, în mașini, pe biciclete, cu cumpărături pe lângă ei, foarte dezinteresați de ceea ce se întâmpla. Și stau să mă gândesc dacă nu cumva artistul, repet, îmi scapă numele și îmi pare foarte rău pentru asta, dacă nu cumva artistul a surprins foarte bine realitatea în care ne, cu care ne confruntăm. Suntem interesați mai degrabă de dimensiunea materială, ne vedem de ale noastre, așa cum spune Isaia, fiecare își vedea de drumul lui, pe când el este străpuns de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Lecția principală a sărbătorii pentru care ne pregătim să intrăm în ea este aceea a jerfei Lui Hristos pentru noi oamenii și a apropierei Lui Dumnezeu față de om. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, pentru toate explicațiile aduse și vă doresc să aveți sărbători fericite împreună cu familia și biserica. Mulțumesc asemenea tuturor! Și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă doresc la fel, sărbători binecuvântate, cu uh, Domnul Isus Hristos în centrul sărbătorii noastre. Fiind preocupați de a-l glorifica, înălța, lăuda pe Dumnezeul nostru, pentru că l-a trimis pe Isus Hristos ca să moară pentru păcatele noastre. Fără venirea Lui în lume, noi am fi fost separați de Dumnezeu și am fi rămas în această stare. Dar când Iisus Hristos a venit, ne-a unit cu Dumnezeu. Ne-a dat șansa ca noi să fim eliberați, mântuiți în sufletul nostru de păcatele noastre și să trăim o viață nouă. Vă doresc tuturor! Sărbători fericite, binecuvântate de Dumnezeu și ne vedem în curând!